În concertul păsăresc, cea mai remarcată voce e cea a privighetorii, însă puțin știu că ne încântă nu una, ci două specii de privighetori. Astăzi ascultăm trilurile privighetorii de zăvoi, oaspete de vară la noi. O întâlnim la margini de pădure, zăvoaie dese, în zone cu sălcii și în parcuri. penajul tern, maroniu, uniform, cu o tentă gri și comportamentul foarte discret o ascund bine de privirea noastră. Dar vocea micii cântărețe ne face să ne oprim în loc și să o ascultăm minute în șir. Cântecul ei puternic răsună toată ziua, dar ajunge la intensitate maximă aproape de miezul nopții și poate fi auzit de la kilometri de părtare. Minutul de natură este un proiect al societății ornitologice române în parteneriat cu Radio România Cultural.